Trebuie acum chemată televiziune aici. Avea la și primarul parte, cum a avut omulețul ăsta. Hai vă primarul parte, uite așa pe cine să nu știu. Unde e Mitru? Unde e Mitru tata? Mergem cu mașina noastră, voi vă duceți acasă, luați din oameni și mergeți acasă. Eu mă duc cu Gabi și cu... Și vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat? E normea. Și omul ăsta e cumnat. A venit la mine în vizită astăzi. Am făcut un grătar. S-a pus la masă mâncat. O băut două, trei pahare de bere ca orice bărbat, că bea muierile. Păi și să pară să vomite. L-am văzut când o vomita, că am spus că vomita, asta este. L-am văzut când o căzut jos. La spital. Și l-am adus la spital, atât. Când l-am văzut că nu se ridică, m-am dus, totuși fratele meu, soțul și l-a ridicat, am văzut că nu mai mișcă, l-am adus aici. Dar și stăm 20 de minute să fie salvarea de la Brașov. Asta 20 de minute, aici, care noi nu ne jucăm cu telefoanele, să sunăm aiurea la salvări. 20 de minute stăm aici, pe caldarâm jos. Să fie hoțul primarul să vadă ce se întâmplă în orașul Ricotlea. La sunt în buzul ăla. În fața spitalului. L-a resuscitat. În fața spitalului jos, pe caldarâm l-a resuscitat. I-am văzut de la bloc. Ce vrea să facă aici? Ce vrea să facă? Hotel? Hotel de lux? Ce vrea să facă? Prostituție? Să put aici. Aia vrea să se put aici. Unde e Mitru? Vorbiți de vorbiți. Nu știați că este închisă urgența? Păi este noapte. Nu știam. Urgența nu mai e nimeni, și pentru un pansament plătim, pentru 10 cm de pansament, plătim 150.000 vechi. Un leu, 15 lei, cum să zicem, banii ăștia. Omorâl ar Dumnezeu pe boc! Mi-a spus Pandicu că la ora 8 închid, gata. I-a dat ordine să închidă porțile. Păi ce asta, e ăsta, măi? L-a ținut în buz acolo. Din punctul meu de vedere s-a întâmplat pentru că nu avem urgență și noaptea. Da, non-stop, normal. Non-stop, că doar noi plătim dacă spune o fi de pansament. N-ai tu urgență? Păi i-au lăsat de doctor care îl sune acasă și vine doctor imediat la unde au ei 15 lei, nu pentru o fi de pansament. Și plătim, dar să fie non-stop, barăm. Ce s-a întâmplat? A venit salvarea, a găsit poarta închisă cu pacientul. L-au scos din salvare, l-au resuscitat pe caldarâm și poliția, un echipaj de poliție, nu știu de unde era că nu l-am văzut, un echipaj de poliție a venit cu 20 pe oră, s-a uitat, a trecut înspre Codlea Nord și au stat oamenii cu pacientul pe caldarâm, l-au resuscitat. 40 de minute, unitatea este închisă și poliția a venit iară
Când a venit, salvarea a venit de la Brașov după 20 de minute, deci în timp util putea să fie omul ăsta, acum putea să fie la terapie intensivă la Brașov, nu să moară omul pe drum, pe stradă, și pe câine îl iei și îl duci în casă. Vreți să ne spuneți ce s-a întâmplat? Ce vede acolo? Păi eu vomitat, dar au căzut jos Ilian. În conștiință de șinat. Au făcut stop cardiac. El suferea cu... E pe moarte un om. Și a stat vreo jumătate de oră, 13 de oră pe aici. N-a reușit să-l